Aproape un an în urmă i-au votat, iar acum doar 18% dintre alegători cunosc cine îi reprezintă în Parlament. Potrivit unui sondaj realizat de platforma de facto.md, anume moldovenii din cele mai mari municipii din țară, Chișinău și Bălți, își cunosc cel mai puțin deputații aleși în circumscripțiile uninominale. În aceste condiții, cei mai cunoscuți aleși ai poporului din circumscripțiile uninominale sunt Aliona Pilipețcaia de la PSRM, Eleonora Graur de la PD, Liviu Vovc de la PBDA și Ion Groza, candidat independent. Lucrurile stau mult mai rău la capitolul promisiuni făcute de aleși. Aici, chiar dacă aceasta nu neapărat a corespuns cu prevederile programului său electoral, un răspuns a fost oferit de 6,4% din respondenți, deci o mare parte a moldovenilor au votat, dar fără a le păsa pe cine și pentru ce. Totuși, au fost și cetățeni care se pare că și-au dat votul pentru candidații care au promovat adoptarea legii cu privire la statutul UTA Găgăuzia, construcția stației de epurare la Soroca, construcția școlii sportive la Florești, lupta cu corupția sau deschiderea oficiului deputatului în circunscripțiile 25 și 40. Sondajul a fost realizat în perioada iulie-decembrie 2019 pe un eșantion de 4696 de respondenți din 177 de localități.